În primul rând, bună seara. Am avut o primă întâlnire cu colegii de la Partidul Național Liberal. De la început, atât eu cât și colegii mei am cerut să fie o întâlnire serioasă și aplicată pe cerințele și nevoile românilor din acest moment. Nu am avut discuții în ceea ce privește funcțiile din Guvernul României ca să încercăm să anticipăm și întrebările următoare. Credem că prioritatea numărul unu este stabilizarea României, pe care asta este, au adus-o prin această guvernare de dreapta. Printr-un efort comun și printr-un plan de guvernare coerent, să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de către români. Eu cred că suntem pe un drum corect și dacă vom fi și cinstiți și patrioți, acesta este drumul în care va duce formarea unei noi majorități. Îmi cer scuze față de dumneavoastră. Este mult mai mare ordine la noi în Partidul Social Democrat. Vă scuz. Puțin mai devreme că s-a discutat inclusiv varianta în care să faceți prin rotație în ceea ce privește funcția de premier, 2 ani să îl aibă PSD sau PNL prima dată, apoi celălalt partid. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de variantă? A fost o discuție în ceea ce privește propunerea de prim-ministru. Ne menținem decizia partidului și a mea personală să mergem la consultări cu o funcție de prim-ministru. Și de aici ascultați-mă până la capăt ca să vă pot lămuri. Și atunci au venit mai multe soluții pe care o să ne analizăm fiecare dintre noi în interiorul partidului. A fost și această soluție de a veni prin rotație. Sunt ferm convins că o să le comunicăm la timpul respectiv. După consultări, alege să desemneze un premier din partea Partidului Național Liberal. Dumneavoastră, presupun că de aceea avem consultări. Ca să mergem cu o soluție comună. PSD, vă rog. Este dispus să cedeze pentru primii ani premierul Partidului Național Liberal? Partidul Social Democrat a venit astăzi cu cele 100 de măsuri. Am cerut ministrului de finanțe execuția bugetară până în acest moment și cred că prioritatea zero este să venim cu o rectificare bugetară sub formă de lege în Parlament, pe care să o gândim și să nu păcălim românii cu ceea ce am dorit să facem, ci cu ceea ce putem să facem în acest moment. Cred că sistemul centralizat de încălzire în municipiile, reședințe de județ, în București și în orașele care au acest sistem, sunt prioritatea zero. Domnule Ciolacu, să stați de vorbă cu un hoit politic, cu un partid care miroase a PNCCD și mai ales să vreți să vă asociați cu un astfel de partid pe care așa îl defineați dumneavoastră cu puțin timp în urmă. Nu a fost foarte ușor, dar nici foarte greu, pentru că am încercat să găsim lucrurile care ne aseamănă, nu ne despart. Și care sunt cele care vă aseamănă? Condițiile în care pentru ei erați ciumăroși, iar pentru dumneavoastră ei erau groparul economiei românești, etc. Cum vă veți armoniza? Ce idei comune aveți? Păi cred că am plecat deja de la o idee comună că Partidul Social Democrat e ciumăroșie, nu crucea roșie. Dar ce vă aseamănă? Că spuneați că ați discutat. Care sunt punctele comune între PSD și PNL? În primul rând, în acest moment, buna credință. Și are PNL bună credință în acest moment? Bine, tot acest dialog, așa a reieșit. Florin Câțu e de bună credință? Așa îl considerați acum? Am răspuns foarte clar. Care dintre cerințele voastre, cum ne-a transmis nouă presei, că nu v-a schimbat nimic din programul de guvernare, din PNRR, din măsurile luate de PNL până acum? În acest weekend, Partidul Social Democrat, împreună cu liderii politici și cu specialiștii, vor lucra la un program de guvernare și vom încerca... Lăsați-mă să termin, ca să poată să înțeleagă, nu dumneavoastră, telespectatorii dumneavoastră ceva. Partidul Social Democrat, în acest weekend, împreună cu specialiștii și cu liderii politici, vor lucra la un program de guvernare al Partidului Social Democrat. Pe urmă, dacă se merge pe această direcție, vom încerca să uniformizăm cele două programe de guvernare. Președintelui României, anunțul președintelui României din această
această seară, când erați la discuții cu cei din PNL, că nu va convoca partidele la consultări înainte de a se contura o majoritate parlamentară. Vi se pare că respectă Constituția acționând în acest mod, președinte? Ținând cont de faptul că au existat două încercări de trecere a unor guverne în Parlament, cred că e o decizie corectă. Ați urmărit declarațiile domnului președinte Iohannis împreună cu cei de la PNL? Nu, eram încă în discuție. După întâlnirea pe care au avut-o ieri cei de la PNL cu USR, au ieșit optimiști și au spus că sunt șanse mai mari de 50% pentru refacerea coaliției. În urma acestei întâlniri, dumneavoastră, ce șanse ați da unei eventuale guvernări? Cred că ar trebui de mâine românii care sunt bolnavi de COVID și bolnavii cronici care încă n-au acces la sistemul de sănătate să aibă șanse mai mari. Dacă... Și să ne uităm exact de ce am ajuns în această situație. Nu pot să urez succes unei noi construcții, care este vechea construcție, care a adus România în această situație. Pe când preconizați, domnule Ciolacu, că se va încheia această criză și vom avea un guvern plin? Sper că, repet, că a fost o discuție serioasă și va fi în acest moment prioritate pentru fiecare dintre noi. Am putea să avem o desemnare, domnule Ciolacu? Să ține să ne, în acest weekend, noi am stabilit foarte clar că vom lucra la programul de guvernare. A fost și o discuție. Am răspuns la întrebare, dar haideți să fim atenți. Nu, i-am răspuns, domnișoarei m-a întrebat și dacă n-ați auzit dumneavoastră, atunci o să repet. În acest weekend, liderii Partidului Social-Democrat, împreună cu specialiștii din interiorul Partidului Social-Democrat, vor lucra la programul de ai Partidului Social-Democrat. Știți, eu nu înțeleg cum se... Vom lucra la programul de guvernare. Tot. Și pe urmă vom încerca dintre cele două programe să uniformizăm lucrurile. Cum se împacă faptul că dumneavoastră spuneți că este o decizie corectă a președintelui de a nu convoca partidele la consultări înainte de a vreți se să ne facem iarăși o majoritate de râs, să venim cu propuneri în Parlament și ele să nu treacă, păi să nu creeze. Credeți dumneavoastră că PSD va merge la consultări cu o propunere de premier? Dacă PSD merge la consultări în cu o propunere moment, de premier. Aceasta e decizia și am transmis-o și colegilor noștri de la PNL. Ea se poate schimba. De aceea există consultări. Deci ați putea să renunțați la o propunere de premier după negocierile cu cei din PNL? Ce este în acest moment? Care dintre cerințele Partidului Social Democrat a fost acceptate chiar de astăzi de liberali? Vorbim aici despre lucrăm la rectificarea bugetară și să venim cât mai curând cu ea. Deja domnul ministru Blădescu mi-a și transmis execuția bugetară până acum. Nu să dați nume, dar ca principiu, în opinia dumneavoastră. Ce discuție foarte serioasă a fost? A fost între domnul Mihai Tudose și primul ministru în ceea ce privește criza din energie și foarte aplicată. Da. Vă rog. S-a discutat și despre eventuale soluții? Da. Mai susține PSD-ul anticipatele în momentul de față? Este o variantă de lucru și anticipatele. Vedem precedul cu aceste consultări. Când a stabilit următoarea întâlnire cu cei din PNL? Urmează să stabilim zilele acestea. Noi avem tema ce avem de făcut pe weekend. Așa că ținem legătură. Dacă, ipotetic, Partidul Social Democrat va ceda funcția de premier în fața Partidului Național Liberal... Haideți să ne limităm la întrebările esențiale, dacă ne dorim o conferință de presă reușită. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, indiferent cum a fost făcută. Este negocieri în acest moment cu Partidul Național Liberal pentru a creiona o majoritate. După ce la finalul celor două, Câțu, Partidul Social Democrat ar putea să-l voteze pe Florin Câțu în funcția de premier, dacă aceasta va fi nominalizarea PNL? În acest moment, Partidul Social Democrat este în negocieri cu Partidul Național Liberal. Deci nu exclude să-l votați pe Câțu? Nu am avut o astfel de excluzie, nu înseamnă că nu exclude. Deci nu exclude să-l votați încă o dată pe Florin Cățu? Dacă doriți să facem și o aritmetică a parlamentarilor și... Nu, am vrea să ne răspund foarte clar. În acest moment sunt șanse ca PSD să-l voteze pe Florin Cățu pentru funcția de premier? Vă pot răspunde din punctul meu de vedere, nu cred că sunt astfel de șanse. Da, ați spus puțin mai devreme că nu excludeți.
Am zis că suntem în negocieri și v-am răspuns din punctul meu de vedere. Aș vrea să vă întreb, după două ore de discuții, sentimentul dumneavoastră este că în acest moment ne îndreptăm spre un guvern PSD-PNL? În acest moment, toți cei care au participat la această întâlnire, și colegii mei și colegii domnului Câțu, sunt de bună credință. Dacă intrați și am înțeles care sunt prioritățile românilor și nu prioritățile noastre. Dacă intrați la guvernare alături de PNL, care atunci, va fi? Care mulțumesc va fi relația mult cu președintele României, Klaus Iohannis, haide de să parteneriat, intrăm, la fel cum o are și PNL-ul? Cred că fiecare trebuie să-și respecte atribuțiile constituționale pe care le are. Ce mulțumesc mult! Comune?